și sudor. Vreau să vă spun de la început că am nevoie de rugăciunea dumneavoastră, pentru că noi vrem aici ca Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Și poate că unii nu o să o faceți, dar înainte de a veni aici, m-am asigurat că slujitorii de acolo se vor ruga pentru mine, că noi vrem astăzi să ne vorbească Domnul. Amin. De aceea doresc din toată inima mea numele Domnului să fie slăvit și binecuvântat. Amin. Ceea ce vreau să vă spun că de la început este că când fratele nostru Sorin a anunțat că grupul de la Milan, fratele Ciucuraș, Dumnezeu să-l binecuvinteze, n-am auzit nici măcar un amin. Dar măcar când se zice binecuvântat să fie Domnul, am nevoie ca biserica să zică amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Am venit aici cu mare bucurie. Și am o mare bucurie în inima mea din mai multe motive. Pentru că cunosc pe fratele și conducerea din locul acesta de mult sam. Pe harul lui Dumnezeu am fost colegi la seminar și m-am bucurat tare mult Dumnezeu cum l-a ridicat pe fratele nostru Sorin până acolo că el a devenit profesor de institut, de seminar și mă bucur pentru lucrul acesta. De asta m-am gândit. Într-o biserică unde au un profesor ca și păstor, ce mai mult aș putea eu să învăț? Dar vreau să vă spun în seara aceasta că și mă bucur din toată inima, în afară de lucrul acesta, că ne cunoaștem de foarte mulți ani cu fratele păstor, mă bucur că aici, când am venit aici, l-am găsit pe Dumnezeu. Vreau să vă spun că suntem așa într-un cer de misiune de vreo 6 luni de zile, din aprilie am început, datorită faptului că am avut un locaj de închinare și eram așa, cum a spus fratele, împreună cu niște frați italieni și zic ca Dumnezeu să-i binecuvinteze că ne-a dat această posibilitate în urmă cu vreo 15 ani ca să avem unde să ne punem genunchii. Și de atunci Dumnezeu a revărsat har peste biserica din Milano și poporul s-a mulțit. Observați, copiii care slujesc aici sunt copiii noștri. Mi-aduc aminte de Laris, când a venit aici a făcut clasa 1. Acum el a crescut, are și copii și vă dați seama că s-au mulțit copiii noștri. Cătălin a făcut grădiniță aici, copilul meu. De fapt, vreau să vă spun că cei care slujesc grupul care ne însoțesc nu sunt altcineva decât copiii noștri. Ei doi sunt copiii mei, fratele Adi și fratele Avram de la orgă, care are numai 13 ani, sunt copiii fratelui nostru diacon, fratele Sebastian, iar fratele Vio este copilul fratelui presbiter, care nu este cu noi pentru că noi mai slujim la o biserică din Cremona și a zis să nu rămână de dimineață descoperită biserica de la Cremona și ne-am împărțit. O parte din frați a plecat la biserica din Cremona și o altă parte, noi care suntem aici, am venit să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Mărire Domnului! Spuneam fraților, măi fraților, e timpul să ne căutăm un locaș. Dumnezeu ni l-a dat. Numai că se pleacă de la zero. Spuneam un frate Sorin, acolo era un magazin unde adunau acolo toate materialele de construcții, ceea ce rămâneau. Vă dați seama, ciment pe jos, geamuri, mai așa, dar avem nădejde și credință că Dumnezeu ne va ajuta să-l terminăm și din locul acela să fie chemat numele Domnului și să ne aplecăm genunchii și să-l slăvim pe Dumnezeu. De asta spuneam că de vreo 6 luni de zile am plecat așa într-un circuit de slujire, pentru că am zis, haideți să ne implicăm, să sun, cunoaștem pe toți frații din Italia și am zis, e simplu să sunăm, frate, ajutați-ne că vrem să ne luăm și noi un locaj. Să vorbim cu frații din conducere, cu frații de la filială și frații să ne ajute. Dar cred că Dumnezeu ne va binecuvânta într-un mod deosebit când noi ne vom pune la dispoziția lui Dumnezeu, vom merge, vom sluji numele Lui, frații se vor bucura, ne vom bucura și noi în slujire acolo unde vom ajunge și Dumnezeu va binecuvânta lucrarea sa. Amin. Pentru că acolo este lucrarea lui Dumnezeu. Astfel vreau să vă spun că de vreo 6 luni, inclusiv acest frățior care are numai 13 ani, se scoală, noi ne-am sculat ca să ajungem aici la ora 5. Am zis, mai bine ajungem cu 10 minute decât să întârziem. Și imaginați-vă, copilul acesta se scoală de la ora 5 să vină să slujească pe Dumnezeu. Am văzut un pic în popor, eu sunt foarte transparent și foarte sincer, un pic de oboseală. Vreau să vă spun că fratele diacon m-a sunat aseară la 10,
când abia atunci a terminat să venise de la servici și abia apucat să facă ceva speza pe la 9:30. Și noi ne credem în Dumnezeu care ne întărește. Amin. Acum vreau să poate vă spălați și dumneavoastră la 8, la 8:30, la 7. Dar cred că de la 5, copilul acesta și noi, și după o călătorie de 250 de kilometri, avem putere să-L slăvim pe Dumnezeu. Vreau să vă spun că și aminul dumneavoastră, când îmi spuneți, e o slujbă înaintea lui Dumnezeu. De aceea am nevoie ca să spuneți amin acolo unde Duhul Sfânt vă îndeamnă, pentru că a spune amin înseamnă așa să fie, și a spune aleluia nu înseamnă altceva decât lăudați să fie Domnul. Și psalmistul spune, eu strig, lăudați să fie Domnul și sunt izbăvit. Mă rog ca Dumnezeu să dea izbăvire în locul acesta. Spuneam că cuvinte de învățătură, m-am uitat, biserica e plină de tineri, de copii și așa cum a spus și fratele nostru, fiecare sau mare majoritate a fost adusă la binecuvântare copilașii. Și numele Domnului a fost pus peste el. Ceea ce vreau eu în ziua aceasta, să învățăm ceva. Pentru că mă uit că sunt mulți tineri și ei, măcar să învețe cum va trebui să se comporte, dacă vreți, cu copiilor. Și aici sunt oameni și mai în vârstă și acum o să primiți răspuns la multe întrebări pe care dumneavoastră vi le-ați spus. De aceea vreau să vă spun că, în primul rând, la un copil, primul care se dezvoltă, dacă vreți, nu este fizic, dezvoltarea fizică. Primul care se dezvoltă la un copilaș și încă din pânte, se dezvoltă intelectul. De aceea, de fiecare dată, este bine când soțiile, când mamele rămân gravide, au nevoie de câteva lucruri care vreau să vi le spun aici. Și nu rămân surprins, pentru că un studiu medical a ajuns la o concluzie că majoritatea familiilor, acolo unde nu sunt primiți cu bucurie acești copilași, la intelectul lor, ei își dau seama de lucrul acesta. Și atunci când ei se nasc, poate sunt aici anurori, și de multe ori ați observat că ar fi vrut și soacra dumneavoastră să ia copilul în brațe, și copilul plângea. Și când îl lua mama în brațe, copilul tăcea. Știți care este ce au descoperit acest studiu medical? Vestea când au primit-o socrii voștri, vestea când au primit-o părinții voștri că li se va naște un nepoțel, n-au primit-o cu bucurie. Și copilul, pentru că se dezvoltă primul intelectul, a observat și a băgat de seamă lucrul acesta. De aceea, de fiecare dată când auziți vestea că Domnul mai binecuvintează pe cineva cu o naștere, voi să fiți plini de bucurie. Și atunci, când se va naște copilul și o să luați în brațe, o să vă surâdă, o să se bucure și bucuria voastră o să fie mult mai mare. Amin? Amin. Doamne, binecuvintează toate mamele din locul acesta. Amin. Frați tineri care încă nu sunteți căsătoriți sau care n-aveți copii, încă din pântec, vorbiți copilului vostru ca să fie obișnuit cu vocea voastră. Mângâiați-l, citiți-l din Sfânta Scriptură și astfel copilul se va obișnui cu vocea voastră. Și când se va naște și când o să-i vorbiți, copilul o să primească liniște și voi o să vă bucurați. Că dacă voi nu aveți timp încă de când este în pânte, să vorbiți cu el, să-l mângâiați dacă vreți, să-i citiți din Biblie înainte de a vă pune să vă culcați, să-i citiți un cuvânt din Sfânta Scriptură, atunci când se va naște, el nu o să fie obișnuit cu voi. Veniți de la servici, obosiți, n-aveți timp nici de soție, n-aveți timp nici de copii. Și fugiți repede, ori de oboseală, ori că aveți alte preocupări. Vă îndemn în ziua aceasta să învățăm aceste lucruri, să ne facem timp pentru copiii noștri. Pentru că atunci când se vor naște și când vor crește mare, copiii vor fi obișnuiți cu vocea noastră, copiii vor fi obișnuiți cu brațele noastre. Observați să vă dau un exemplu. Copilul de când este în pânte, n-ați observat că și mamele, mă uit la sora noastră și a văzut la multe mame, când iau copilul de obicei, îl pun pe partea stângă și copilul primește liniște. Pentru că încă din pânte,
Copilul este obișnuit cu bătaia unei inimi, cu bătaia inima mamei. Și atunci când se naște și când mama îl ia în brațe și îl ține în partea stângă, deja copilul este obișnuit cu bătaia inimii mamei și el se liniștește. Pe când ceilalți, dacă au respins venirea lui pe lume, dacă nu s-au bucurat, nu rămâne surprins că copiii nu stau în brațele lor. Și imediat când ia mama copilașul, vedeți că copilul se liniștește. De ce? Pentru că mama s-a bucurat. Aleluia. S-a bucurat de el. De multe ori a vorbit cu el, încă de când era în pântec. Și sunt mame aici care știu lucrul acesta. Au vorbit cu el. Dacă vreți, l-au mângâiat cu mânuțele lor. Și copilul când s-a născut și a intrat în mâinile care erau obișnuit, copilul primește pace. Zic ca Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele. Iar voi care sunteți tineri, faceți lucrul acesta și o să observați că copiii o să fie obișnuiți cu voi. Vreau să vă mai spun că s-a făcut o experiență, un alt lucru. S-a făcut o experiență în America și în Suedia. S-au luat 40 de copii. Noi născuți. 20 de copii au fost puși într-o parte și ceilalți 20 au fost puși în altă parte. Și copiii din prima parte, cei 20, li s-a pus acolo muzică, rock, muzică din lume, cuvinte din acestea, dacă vezi, porcoase, special, au pregătit benzi. Și în camera acelor copii era muzică din lume, muzică rock, glume porcoase, dacă vreți, și tot felul de lucruri lumești. Iar în camera cealaltă, unde erau ceilalți 20 de copii, era pregătită camera aceea cu cântări pentru slava lui Dumnezeu, erau jumătăți de ori și poate chiar ore, când se predica cuvântul lui Dumnezeu, când acolo se vorbea despre puterea lui Dumnezeu, prin benzi, prin frații care predică Evanghelia, și copiii aceia, după, au zis, după numai două săptămâni, au fost luați. Când au observat pe cei din dreapta, din partea care pusese muzică din lume, majoritatea aveau probleme psihice. Pe cât cei lanți unde se asculta muzică a lui Dumnezeu, cei lanți unde se predica zilnic cuvântul lui Dumnezeu, au fost atât de liniștiți. Și fața lor strălucea. Și de ce? Pentru că acolo era prezent Dumnezeu. Amin. În casele dumneavoastră vă îndemn să nu se audă altfel de muzică. Indiferent de ce natură ea, că e italiană și e cu vipuri, e cu cântăresc care nu știu. În casele dumneavoastră bine este și așa ar trebui ca să se audă cântările Domnului, cântările Sionului. În casele voastre să nu se audă, dacă vreți, glume porcoase, cuvinte, înjurături și alte cuvinte decât cu prioritate cuvântul lui Dumnezeu. Atâtea posibilități avem acum, frați și surori, prin intermediul, dacă vreți, acestei tehnologii, ca în casele noastre să fie auzit numai cuvântul Domnului. Amin. Nu altceva. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și la lucrul acesta. Amin. Primul lucru. Primirea vestei că aveți un copil sau că vi se va menaște un copil să fie primită cu bucurie. Și atunci, copilul când se va naște, o să vă bucurați. O să stea liniștit în mâinile voastre. O să vă surâdă. Și nu e lucru mai minunat decât când ai un copil sau un copilaș. Am observat un lucru minunat aici în față. Nu știu câte luni sau zile are Lucas. Două luni. Domnul să-l binecuvinteze. Încă de acum a privit la mama și la tata și am observat că deja zâmbea. Și fratele care e cu aparatul, Domnul să-l binecuvinteze, a observat lucrul acesta, s-a dus repede și a făcut o fotografie. Știi ce m-a făcut pe mine să cred lucrul acesta? Că voi, l-ați primit cu bucurie. Amin. Și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze la lucrul acesta. Vreau să închei cu o poezie. Eu nu prea recit poezii, dar mi-am scris-o acasă, special pentru această zi. Cu privire, dacă vreți, la dumneavoastră. Obișnuiesc să spun că ori de câte ori venim aici, e o zi binecuvântată pentru noi și cred că și ziua aceasta e o zi binecuvântată. Obișnuiesc să zic că ziua aceasta nu a rânduit-o noi oamenii,
Și ziua aceasta a pregătit-o Domnul. Aleluia. Căci aceasta este ziua pe care a creat-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea, spunea salmistul. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și noi toți am venit aici în numele Domnului și suntem sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și salmistul încheia, vă binecuvântăm din casa Domnului. Lăudați să fie Domnul și pentru lucrul acestui. De aceea vreau să le știu câteva versuri, am în vedere că are o mare importanță, dacă vreți, această lucrare. Lucrarea de binecuvântare nu este o lucrare, să zicem așa, de, eu știu, de 2000 de ani. Vreau să vă spun că lucrarea de binecuvântare este încă de la început, de când Dumnezeu l-a creat pe om. Spune că după ce l-a creat pe om, în Geneza, capitolul 1 cu 28, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui și l-a binecuvântat. De când a făcut vețuitoarele, de când a făcut Dumnezeu peștii, spune cuvântul Domnului în Geneza, capitolul 1, cu versetul 21, a văzut Dumnezeu că lucrul acesta este bine și a binecuvântat și creația. Vreau să vă spun că încă după potop, patriarhul Noe a binecuvântat doi dintre copiii lui. Imediat acolo cum a ieșit după potop, el a chemat și și-a binecuvântat copiii. În Numeri, capitolul 6, unde de obicei se citește textul pentru această lucrare minunată, spune că Dumnezeu a zis lui Moise să zică lui Aaron și copiilor săi cum să binecuvinteze pe copiii lui Israel. Deci binecuvântarea nu este de 2000 de ani sau dacă vreți, încă de la început. Și de aceea noi ceea ce facem astăzi, facem ceea ce a lăsat Dumnezeu scris în cuvântul Său. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Un lucru care vreau să vi mai spun în afară de lucrul acesta este că noi ca și slujitori, ca și preoți ai lui Dumnezeu, ne rugăm pentru acest copilaș Lucas. Copiii, frații noștri, au lăudat pe Dumnezeu, dacă vreți, în cinstea Lui și să facă bucuria bisericii și acestor părinți. Dar cel ce dă binecuvântare este Părintele binecuvântărilor și acela e Dumnezeu lăudat să fie Domnul. De aceea bine este să aducem copiii la binecuvântare, pentru că și prin lucrul acesta împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Mai stau de vorbă cu cineva și a zis, măi, binecuvântarea ce e? E un obicei numai la copii. Față de alte biserici, de exemplu, Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică, aduc copiii și le pun în apă. Dar binecuvântarea ce? Vreau să vă spun că binecuvântarea este cuvântul care i-a lăsat Dumnezeu. Așa să binecuvântăm copiii noștri. El spunea lui Moise, așa să binecuvântați copiii lui Israel și să le ziceți. Și se va citi textul acela. Dar eu nu despre asta vreau să vă spun. A stat de vorbă cu mulți și a spus că la noi lucrul ăsta e, dacă vreți, un act de bun. Și a zis, e rău? Nu, că noi, bisericile cu cul pentru noi, nu știu, nu sunt bisericile Domnului. Și a zis, măi omule, tu mai întâi știi ce înseamnă un act de cul, ca să putem să mai discutăm? Actul de cul nu este altceva decât lucrarea pe care a făcut-o Hristos și a continuat de la el și au făcut-o și apostolii până în zilele noastre. Actul de cult este un lucru care l-a făcut Dumnezeu și l-a poruncit apostolilor să le facă. Să vă dau un exemplu. Botezul l-a făcut Domnul. Amin? Amin. A poruncit ucenicilor să-l facă. Amin. Duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia, cei ce vor crede, se vor boteza. Și să facă ucenici. A ajuns până în zilele noastre să facem și noi botezul. Ăsta e act de cult. Cina Domnului. A făcut-o Domnul. Amin. A făcut-o și ucenicii. Amin. O facem și noi. Aleluia. Un act de cult, dacă vreți. Dacă vreți, până și la căsătorie, care este tot un act de cult, a lăsat Dumnezeu scris lucrul acesta, că nu este bine ca omul să fie singur. La poruncii, noi astăzi facem lucrul acesta cu alte cuvinte, pentru că am întâlnit frate solicitații mei. Nu, ce? Biserică de cult. Nu. Păi mă, oameni buni, actul de cult nu înseamnă altceva decât o lucrare pe care a făcut-o Iisus și Dumnezeu și ne-a lăsat scris și ne-a poruncit și nouă și apostolul să se facă. E rău lucrul acesta.
Nu știu cât au înțeles ei, dar pentru voi cel puțin în ziua aceasta, ceea ce vedeți este un act de cult, dar este datorită că e scris în Sfânta Scriptură. Amin. Și zic ca Dumnezeu să binecuvinteze această biserică. Amin. Spuneam că închei cu o poezie în care aseară a stat un pic mai târziu, am zis, măi, mare lucru, știam că vin în biserica dumneavoastră și știam că ați auzit multe predici despre binecuvântare. A zis așa cum a zis și fratele nostru, un gând, un îndemn. Și v-am spus, bucurați-vă, pentru că copiii, spunea Psalmul 127, sunt o moștenire de la Domnul. Aleluia. Și nu știu care dintre voi să auziți acum în telefon sau veste că veți primi o moștenire și nu vă bucurați. Mai mare sau mai mică? Ei, copiii este o moștenire, sunt o moștenire de la Domnul, care ne-a dat Dumnezeu. Și acum voi recita această poezie. Nu prea mai recitat, cred că e a doua zi, a doua oară sau a treia oară în viața mea, dar zis măcar prin lucrul acesta, bucuria acestor părinți și biserici din locul acesta. Veți înțelege aceste versuri și Domnul vă va da bucurie. Amin, poezia spune, e zi de sărbătoare când toți ne-am adunat. E o zi de bucurie în casa Ta, o Doamne, puternic savoat. E o zi de bucurie, e o zi de sărbătoare căci un copil azi, Doamne, intră sub a Ta binecuvântare. Binecuvintează, Doamne, și fă din viața lui o mare bucurie pentru mămica lui. Binecuvintează, Doamne, măreț și minunat. Și fă pe Cristian, pe Cristian, voios de a sovăia. E o zi de sărbătoare când toți ne-am adunat. E o zi de bucurie în casa Ta, o Doamne, puternic savoat. Copilul lor, ce scump, azi, îl aduc la altar. Și vor ca să primească binecuvântarea Ta în dar și ca un mare har. Când mare te vei face, Lucas, pe Domnul să-L slujești. Iar pe mama și tata, dacă se filmează, peste 20 de ani vreau să puneți aceste versuri și Lucas, sub binecuvântarea Domnului, va asculta aceste versuri. Repet, cât mare te vei face, Lucas, pe Domnul să-L slujești. Iar pe mama și tata mereu tu să-i cistești. Să ai o inimă bună și sufletul curat. Cu Domnul împreună să luați, să umblați neîncetat. Frumos e când copilul ți se naște și-l vezi atât de mic și plăcând. Un îngeraș ți-a fost trimis din nastre și casa ta s-a umplut de Duh Sfânt. Nu te grăbi să-L crești la întâmplare, căci Domnul în grijă ți l-a dat. Să poți vedea în El, când va fi mare, pe Domnul bun, blând și curat. Dacă te cerți, îi vei da moștenire, Duhul te ceartă greu de stăpânit. Iar dacă minți, copilul va ști de la tine că adevărul în viață nu e prețuit. Să vadă în tine omul lui Dumnezeu. Cât ești de drept și înțelept. Să fii exemplu pentru El. Mereu. Iar El te va trata cu dragoste și respect. Ai grijă în tot ce faci să fie bine. Cum te comporți ca mamă și ca tată. Ca să învețe de la tine drumul spre cer. O viață blândă și curată. Dă-i pe Domnul ca moștenire. Prieten bun la bine și la greu. Și recunoscător în viață o să-ți fie când va sluji în veșcă Dumnezeu. Amin. Amin. Amin.